Soltare tato management sitt laste horror matrix cha împreună asta se că bine. Bun, de mi vom aus aici așa. De vom găsit cu aceste litere, uite, A, D, A, P, T, A, B, L, I, T, Y, Z. Aici, gata, nu știu cum să citesc mai încolo. Și vă jur că să lăsați cât mai multe la culori pentru să are în continuare. Okay. Habar nu am ce am făcut în episodul trecut, așa că haideți să-i dăm direct continue. Și scarica, bla bla bla, adaptabili, bla 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 bla, nu-mi pasă. Cozy. Well, it's better than nothing. So, that Stavro over there, I believe you two have met. Wait, he's Stavro? That explains a lot. He leads his cell. He's holding a debrief now. After what happened to me in Kavala, I can hardly blame him. Anyway, they're expecting us. Let's not keep them waiting. And Kerry, thanks for your help earlier. Don't mention it, Captain. Aha, de fapt mai noi îți mulțumim ție, domnule. Așa că, hai bă, mulțumiți-mi pe ăsta, ok, uite, ați pus așa cu piciorul pe boschete. Poate unde se întoarce piciorul, rotație 180 de grade. Oh my god, cât lag am că mă uit. Hai să vedem, ce avem noi pe aici? Avem pușca. Da. Așa, ia poți și o să văd pușca asta mai normal. Uite, pe aici o stradă. Unde fugi ăla, mă? A, ce m-a văzut că am venit eu? Ce am început, mă, să caci gura? Ok, deci, unde trebuie să merem? What the fuck? Bombardament. Ok, aici practic ne întâlnim noi toți pentru a face pe domnii misiuni, nu? A, uite niște pizda țigănci pe acolo. Welcome everyone. It is Ok. good to see you all here. For the sake of our new friends, my name is Costas Stavro. Together Stavro, with my brothers espanol. here today, we form one cell of the FIA. We reject the false regime in our nation. We fight to restore our freedom. The situation, as it stands, is complex. For many months now, CSET forces have been a blight upon our homeland. They have trained and supported the AAF, the right hand of the government in Pyrgos. Yet now they have militarized. They have moved into our towns and villages. They have brought bloodshed to our homes. Communication Adică și în with the căsuța mea de outside la world țară. has become increasingly difficult. The last we heard, Pyrgos blamed NATO for supporting a terrorist attack on Stratas. Their CSET partners have stood behind them. The global situation has become critical. And in these troubled times, it is good to see a familiar face. I would like to welcome back our British friend here and his men. Welcome back, Scott. May the future bring good fortune with you at our side. Așa, deci dacă n-ați înțeles, practic ăsta, adică ăsta practic vrea să ne spună că au venit hotropitorii și noi să cam belim pula. A, da, și că este foarte fericit pentru că ne-a văzut. Da. Și au venit aia și ne-au furat copiii. Copiii, adică casele. Ok, task created, reporting. De ce ieși din casa asta? De ce e în casa asta? Care mea ce e aici? Asta e Miller. Domnul Jigosu de ne-a ajutat pe noi. Așa, uitați aici avem și harta. Ok. Cine scoate mai pușca? Ce pistol e asta, mă? Bă, ăsta nu e pistolul meu. A, ok. Așa, și logic că eu nu venim. Păi ce era aia, bă? A, logic că n-am nici night vision. All right, Kerry. Glad to see you made it. Anyway, Yay. Miller's put together a plan with Stavro. You coming?
Da, mă, hai, hai că vin. Uit cu Mastravu. Mastravu. Dar oricum, chiar cred că era, chiar cred că e spaniol, pentru că și are accent de spaniol. Deja. So here's the situation. Da. The recent attack on Kavala hit us hard. We lost valuable equipment and munitions, several months of supplies. And to make matters worse, with Nikos still missing in action, we've lost a key link in our supply network. We are not desperate, not yet, at least. But the situation is only going to get worse from here. We must act now. We must strengthen our hand while we still can. Our British friend here has offered us a solution. Part of Miller's team has been scouting enemy movement to the south. There is a weekly supply run between Agios Dionysios and the CSAT outpost in Phocia. His team will move in, ambush the convoy, and deliver the supply truck to one of our teams. So, unless there's any objections, I say we do this. Știi tu, nu putem să venim direct toți cu tancuri și avioane și peste ei? Domnule. Așa, assemble. Ok, ce avem noi aici? Deci, avem pușca asta. Asta e, mă, eu ce armă am? Ia, I. Am atașamente ceva? Nu. Și acum o să iau atunci pe asta. A, dar e la fel, mă. A, e același lucru. Ce bă. Deci, vreau în primul rând să ciordez de aici încărcătorul. Da? E bine, ok. Și acum o iau și o ciordez pe asta. Da, și wow, am un încărcător în plus, oameni. Așa, ce am aici? Ăsta am două medkit-uri. Un explosive charge. Așa, ce mai avem noi pe aici? Ok, deci, binoclu, flashlight, ce asta? Da, flashlight, ce asta, țintă, aia bă, niciun amortizor nu pot să-l folosesc, fira ele să fie de amortizoare, să mă cac pe ele. Serios, bă, nu pot să am amortizor? Wow. Ce țigănie. Bă. A, pe așa eu nu mă mai joc, știi ceva? Ia tu toate armele astea în stadiu de putrefacție și ia că-mi iau eu pe... Pă, domnul. Așa. Da, bă. Oh, mișto. Ce mă? Hai. Oh, și mai mișto. Și pentru asta, de ce? N-am gloanțe. Of, fira ei să fie de nenorociți. Hey, are you okay, brother? What happened? We've lost some men. An ambush on an AF squad near the Great Dump. Mamă, câta gură au pizde, uitați și voi. Așa. Binoclu, fleșii. Aoleu, unde-s alea, frate?
Uite-mă la... Dar logic, l-aveam inventar și l-am văzut. Așa, ăla și ăla. Perfect. Așa. Cred că-s bine, da? Ok, hai. Vrete să merg? Ce aici? Ce voi nici sunteți voi? Unde mă? Acolo. Inginer? Uite cum va fac acolo unul pe nume. Domnul inginer. Asta ce? Ofițer James Markman. Standard Rifle. A, dă-mi astea. Mersi. Ok. Le-am luat eu. Ok, acum noi trebuie să mergem să luăm niște păcaturi. Și că ce vrea asta? Steal the supply truck. Deci o să aici. Dar de ce aici trebuie să mergem noi? Aici. Mă, dar uitați ce voi, frate, câta asta, frate, câta harta. Dar ce-o fi aici? Ce-o fi aici? Ce-o fi aici? Dar pare ce-o fi aici? Abar n-am. Ok, continuu că n-am înțeles nimic. Ok. Logica bine mi-a dat crash filmarea. Așa, și-a trebuit să ia toată misiunea de la cap. Am avut și noi mare căcat acolo de misiune. Dar și contează este că trebuie să o ia de la capăt și asta mă supără. Ok, hai să vedem ce avem noi aici. Leader is a man who can adapt, așa, un lider este un om care se poate adapta la principalele circumstanțe, zice domnul Einstein. Mamă, bă, cât de iubitor se vede, bă, ești nebunia. Bă, chiar zici că sunt în viața reală. E bine cu jocul. Ok, că suntem? 1, 2, 3, 4, 5. Cei care v-au în plus dintre noi. Nu e bine. Suntem 6. De ce suntem 6? A, ce? Roger that. We'll be there. And Kerry, over. Ce mă cu mine? Firai tu să fii de pou. You sure about that? All right, we'll see. Falcon 2 out. Okay, slight change of plan. We need it elsewhere. Kerry, Miller wants you to link up with a pocket of guerrillas and await new orders. But, with respect, what about the convoy? Are we still on for that? You ask a lot of questions, Corporal. Don't worry, Miller will be in touch soon. You'll know what to do. We gotta go. I suggest you make your way to the new RV now. See you later. All right, lads, move it. Papa. Ok, au zis fetele că și că au nevoie de mine acolo aici pentru că ei nu se pot descurca pentru că sunt niște bani proști. Ok, aparent tot noi să ne ocupăm de convoi și trebuie să mergem la domnul RV. On my way to the RV. La un RV. Așa. La domnul. I need you to step up and take command of this operation. Over. Să comand? Are you serious? What makes you think the FAA will accept that? There's no time for debate. The convoy's en route and you know the plan. Look, I wouldn't task you with this unless I thought you could handle it. Commander Stavros on board with it too. Lol. We'll let them know la when you're prisonerul la mașină că și-am găsit chestia mea. God damn it. Ok, oameni bune, aparent atunci acest joc are și easter egg-uri. This is Slingshot. Come in. Over. Yes, go ahead. Over. Be advised, Corporal Kerry will lead this operation. He will arrive shortly to assume command. Acknowledge. Over. Are you sure, Commander? I'm just saying, Chekov knows the plan too. Listen to me. I'm certain. We see increased CSAT activity near our camp. We simply cannot spare any further time or manpower. The American is familiar with this mission. The Falcon has vouched for his ability. There is no room for further discussion. Understood? Affirmative, Commander. Good. Your group will operate as call sign Omega. Got
Ok, aparent, noi trebuie acum să mergem să comandăm, nu să comandăm de pe internet, să le dăm comenzi, adică să fim șeful la niște de mai pe scurt. Pentru că ei sunt prea fraieri și nu pot. A, că fă băiatul, uite, trec și eu pe aici, nu, foarte... A, uite încă da, astea, frate, ești nebun. Am și eu cu minte. Nu, n-am furat asta. Deloc. Ok, sunt un mare pussy. Ne fiți atenți. Băiți, acum că... Au... Păi ești nebun? Ca pe GTA am întors-o. Cum? Se, cum îi fac eu intrarea așa și... Că fă pussies! No, nu pot să încetine, stai așa. Ia și nu fac. Ok. Așa se face intra așa. Că vă băieți? Listen here. We follow you because Commander Stavro ordered us to. Understood? I trust you know what you're doing. And I suggest you keep it simple. That's fine by me. Let's get this done. Ok, gata mă. Haideți sclavilor după mine. Ok. Și acum, regrow with Omega, ok, leave the stegingeria, ceva, ce, nu știu cum se citește cuvântul ăla. Ok, și board off-road, ok. Deci trebuie să intru la volan, aici, nu? Hai, intrați. Stai mă, găsisele 2, 3, nu... A, F3, ok, așa și am selectat pe tot și... Get in! Am intrat sclavilor. Perfect, gata? Ok. Let's go, bitches! Ok, lead the bleh area. Ok. Let's go. Ok, leave the bleh area. Ok, set up the ambush. Ok. Acum noi trebuie să le facem ambuscadă la fraierii aia cu supply-uri. Da. Ok, că noi trebuie să le luăm supply-urile. Da. Dar... Nu! Ah! Ah! Ok, cred că am bulit mașina. Da? Ah, ok, da, am bulit mașina. Ok, deci în primul, ok, rămânem aici, deci pe unde trece ambuscadă, deci noi suntem aici și pe aici trece convoi, ok, și noi trebuie să le facem lor o ambuscadă. Băieții, hai, 2, 3, 4, 5, ieșiți. Dismount! I see the convoy, it just drove past Corre. One armed infantry in front, another to the rear. Our target is the second vehicle. Ok, I'm out of here. Ok, targetul nostru este al doilea vehicul, ținta noastră. Oh, ok, și mi se salvează jocul, perfect. Ok, vin și ăștia după mine, sper. Hai, 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 repede, repede, repede. Ok. Deci, cred că dacă au, dacă pe aici au să treacă un convoi, trebuie să repunem mine. Așa că o să le punem mina asta fix aici. Și aș uitați n-a așa pentru că sunt eu șmecher, o să le pun una și aici. Și pat. Ok. Acum voi, sclavilor, veniți aici cu mine. Hai mă. Ma, ok, vă întrebam de ce sunt numai 3. Ok. F3. Antis, hold fire! Ok, hold fire, băieți. Ok, hold fire, credeam că... cred că este de fapt să țină focul. Acum așteptăm semnalul
să ne spună nouă domnul Spatter când o să treacă domnii. De ce este și pe undeva pe... Aia, pe muntele ăla. Ah. Ați fă X ca mine, da? Nu știu, frate, eu aștept. Dar trebuie să vină. E de ce am 29 de gloanțe? E corect. Mi-a furat un glonț. Mă firea ei să fie. Ok, deci sigur trebuie să așteptăm acum, nu? Pentru că în altceva nu știu ce aș putea să fac. Poate trebuie să le setez timer. Nu știu, o să-i setez timer lui... Hello, Omega? The convoy just arrived ah, in negative. Okay. I think I see troops in the rear of the second vehicle. Ai venit aici, venit aici! Repede, repede, repede! Repede, mă! Hai! Mamă, ce bozi nenorocit! Ok, hai! Hai, vin și eu odată! Hai, cred că vin... Ok, se salvează jocul! Ok, cum ești un pic obies? Ok. Totul ok. The convoy just reached the coast. Be ready. Ok. Everett, 200 meters front. A văzut că... Yeah! Așa mă, să zicem că am făcut și noi ceva. Haideți! Perfect! Ok, fac, 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 fac. 200 meters, just up ahead. Trageți mânii. 200 meters, front, ready to fire. Trageți, 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 așa. Hai. A, a murit. Unde-s frate ăștia? Ce glonț mi-am luat! Mamă, ce răi sunt ăștia! Ok, aparent a murit. Ok, dar lasă. Avem autosave-ul fix aici, da? Deci, cred că o să... Deci, știu unde trebuie să-i aștept, da? Ok. De ce se întâmplă dacă trag în bani? Ha. Ok, bă, noi am încercat. Mă, frate, dar foarte răi ăștia, nu știu de ce. Deci îmi iau somn instant. The convoy just reached the coast. Be ready. Da. Two hundred meters, front.
Bă, acum de ce mai doi aia? Așa, perfect, bombă, mamă ce frumoasă a fost. Mamă, frate, ce se trage! Ai, bă, nu, bă, e prea greu! Mamă, frate, e malefică misiunea asta! Deci nu înțeleg, deci. Cred că trebuie, da, deci sigur trebuie să detonez bombele sub el, da? Așa că haideți băieții cu A. Da. Aoleo, mesaje. N-aș fi să ne ascundem aici. Bă, că cam aș pe ele de mesaje, firaiele să fie. Stați-mă, mă, drag, cum faci. Vodafone-ul vostru. Haideți, mă, aici, proștilor, că după trag ăia... Păi știați, proști? Veniți, mă, dracu, cu a... Voți nenorociți. The convoy just reached the coast. Be ready. MRAP, 300 meters south. MRAP, 300 meters south. Logi-mă că el dă cu rachete, ok. Gata, mă, nimeri cu rachete. Fira el să fie, mă, ca nimeri cu rachete. Aha, am scos soldați firei să fie, să faci așa. Deci acum n-am mai avut nevoie de mine. Hai! Haideți. Încetişor, băieți, încetişor. Ne descurcăm. Greu, dar ne descurcăm. Vedeți să o luăm pe partea asta. Trageți, frate. Open fire. Weapons free. O fata asta bubuie la picioare. Eu nu văd pe nimeni, frate. Bana, frate, trag și eu acolo la prezea, frate. Mă, frate, trage aici, taca, taca. Se fac un încărcător. Fac, chestia asta nu mă apără. Bă, nu, bă, e prea misiunea asta. Bă,
frate, nu înțeleg ce trebuie să fac. Firai să fie de viadă, fraier fără viață. Bine, mă, atunci ai, venim și pușăm aici, îi așteptăm fix în firai să fie de nenorocit. Să crede, mă, că-și bat joc de mine. Ei, na. Ok, deci o să vină de... pe partea asta. Antis, weapons free! The convoy just reached the coast. Be ready. MREP, 200 meters front. Perfect. Scratch mark. Gata, ho, 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 ho! Haideți, haideți, haideți! Trebuie să ajungem înaintea lor. Contact! AT soldier, man, 100 meters, da, trebuie să tragem înaintea lor, asta e ideea. Ideea. Bă, m-am blocat în stâlp! Ah, mamă, cum a fost ăsta. Ok, cred că de aici o să mă păzi. Nu, mă, ce faci? Mă, ăsta al meu e nebun. Hai, mă, unde e ăsta? La ce vrem acum, frate, să-mi iau eu sniper special pentru fraierii ăia. Hai, mai lasă-mi. A. Bă, frate, o trag cât pot în ei. Dar vă dați seama că nici eu nu mai rezist aici, că nu pot să fac mai nimic, că se trage în mine ca un scuip pe babele semințe. Elias, sit rep. He's hit. Da, fac. Bă, da, caracterul meu, logic, iară s-a îmbolnăvit. Ok, deci nu pot să fac misiunea asta. Deci cam atât a fost și că zice asta de arma 3. Eu tot... am văzut să și stica pe... Ok, eu tot încerc aici, nu știu, dacă continuiți alt buton de like, poate lăsați și mie un comentariu, că nu să mai pun un vechi să văd cum dracu se face misiunea asta, fără zici, nu înțeleg, am dat eu pe hard din greșeală, stâmpii la creier, nu știu. Deci cam atât a fost și cu asta de armată și nu zic, dar, pa, pa.